cred că important este să asculți glasul inimii. Gândiți-vă cât de delicat este ca cineva să sfătuiască pe altcineva cum să-și urmeze calea vieții. Pentru că a te hotărâ să te retragi în pustiu, să te retragi din lume sau a rămâne în lume este un lucru foarte, foarte important. Omul care trebuie să decidă, trebuie să fii tu însuți. Și o să vă dau un exemplu. În satul nostru, în Moiciu de Jos, dintr-o familie foarte evlavioasă, care a născut și a crescut unul dintre preoții foarte vrednici ai zonei noastre, unul dintre băieți, fiind doi frați, cel mic, la un moment dat, le-a spus părinților că el a auzit un glas al Maicii Domnului care l-a chemat către mănăstire. Și bieții părinți, având doi feciori, acesta fiind necăsătorit celălalt preot, s-au rugat la Dumnezeu și au strigat să le rămână copilul acasă. Și totuși copilul a plecat la mănăstire, iar acum familia este binecuvântată și el este binecuvântat, este monah la una din mănăstirile din județul Alba. Acel om și-a urmat glasul inimii, rațiunea lui sfântă și binecuvântată. El nu a alergat la mine, eram preotul satului și duhovnic, și nu a alergat la mine să mă întrebe, părinte, unde să mă duc, cu toate că noi știm din practica religioasă că duhovnicul trebuie să joace un rol foarte important în deciziile majore, religioase mai ales, ale ucenicilor săi. Și totuși și-a urmat glasul inimii. Acum, spre exemplu, mă închin la Dumnezeu pentru alegerea pe care a făcut-o și doresc ca să fie mântuitoare și binecuvântată. Aș vrea ca să spun că am auzit și eu la altcineva o zicere frumoasă, pe care și acela o știa de la altcineva, așa cum se transmit din generație în generație învățăturile binecuvântate și mântuitoare. Am auzit cum un ucenic l-a întrebat pe Ava, ce să fac, să rămân în lume sau să mă retrag în pustiu? Și Ava, care avea și el experiență proprie de viață, a zis, indiferent ce vei hotărâ, o să-ți pară rău. Eu cred că frumos ar fi fost să spună Ava și chiar așa să fie, indiferent ce vei alege, o să-ți pară bine. Adică va fi o cale binecuvântată. Iar peste toate, ca un răspuns totuși la această întrebare pe care cu siguranță au pus-o cei care stau în cumpănă, ce să aleagă în viață și mulți dintre ei stau în cumpănă până la adânci bătrâneți și unii chiar mor, încă nehotărâți ce să facă. Ferice de tinerii care rup lanțul, zăgazul și hotărăsc de îndată ce să facă. Dar aceștia care stau mai mult necăsătoriți gândindu-se la monahism sau la retragerea în pustiu, nu ajung să nu fie nici căsătoriți și nici să se retragă în pustiu. Și aceștia ar putea să pună întrebarea, noi ne mântuim? Care e situația noastră? Bineînțeles că se mântuiesc. Unii dintre ei fac călugărie albă, trăind, așa se numește, trăind în viața de zi cu zi în cetăți, în cartierele noastre, în apartamente, alături de noi. Noi nici nu știm câtă viață sfântă au acești oameni. Dar ei posibil să pună această întrebare, ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc la mănăstire? Rămâne să ne închinăm permanent la Dumnezeu ca El să scoată în cale o soluție. Și o să vă spun ceva. O să vă dau un exemplu interesant. Un păianjen întinde o pânză. O muscă zboară pe lângă pânză. Ea dacă nu zboară lângă pânză, pericolul ca să cadă în capcană nu există. Dar de îndată ce zboară pe lângă pânză, pericolul să fie prinsă de păianjen este foarte mare. Și atunci, dacă ai vocație de a merge la mănăstire, începe ca să gravitezi pe lângă o mănăstire pe care inima ta o place și vei gravita până când ea te va prinde și vei deveni într-un mod ființial al ei și te vei potrivi acolo ca și când acolo te-ai născut și acolo ai crescut. Oricum, să fie binecuvântați și cei din cetate și cei din mănăstire.
cei din mănăstire se închină pentru cei din cetate, dar sunt născuți în cetate, iar cei din cetăți creează valori lumești de care se bucură și cei retrași în pustiu.